Sătenii din Nadă își continuă protestele. Încă de la primele ore ale dimineții au venit pe platoul din fața tribunalului Olt. Aceștia așteaptă să li se alăture și alți consăteni în zilele următoare. Oamenii au străbătut peste 500 de kilometri pentru a-și apăra satul, asta după ce s-au luptat în instanță mai bine de 12 ani. În fața tribunalului Olt ei protestează împotriva deciziei magistraților olteni prin care se dă dreptate familiei Colțeu, cei care susțin că dețin terenurile satului Ardelean. Oltul se află sub cod galben de atenționare hidrologică până în această după-amiază. Sub incidența acestei atenționări se află bazinele hidrografice Călmățui și afluenții mici ai râului Vedea. Se așteaptă să se producă scurgeri importante de pe versanți, creșteri rapide de debite pe unele râuri, ceea ce poate duce la inundații. În Olt, astfel de fenomene pot apărea în 22 de localități. Pe timpul avertizării, primăriile vor monitoriza situația ca mai apoi să informeze centrul operațional al ISU Olt. Pentru simularea probelor scrise la BAC 2018, subiectele sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat național. Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Național de Evaluare și Examinare. Subiectele pentru simulare BAC, limba română, clasa 12-a, sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitățile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la data la care are loc examinarea. Conform calendarului anunțat de Ministerul Educației pe site-ul edu.ro, elevii clasei a 12-a vor susține simularea probelor scrise pentru examenul de bacalaureat în perioada 19 martie-22 martie 2018. Taxa auto revine este informația care a încins zilele acestea spiritele la Ministerul Mediului. Aleșii se pregătesc să-i taxeze pe șoferii care poluează mediul, dar nu au făcut încă toate calculele. Noua taxă care va înlocui timbrul de mediu va fi plătită de toți șoferii sub formă de impozit și va crește în fiecare an în funcție de cât de mult se învechește mașina. Impozit anual diferențiat în funcție de gradul de poluare și evident raportat la vechimea vehiculului. Surse din grupul de lucru pentru stabilirea noii taxe au declarat că cel mai mic tarif ar putea fi de 50 de euro pe an. Ceva mai mult vor plăti șoferii cu mașini non-euro sau euro 1, câteva sute de euro pe an. Însă Ministerul Mediului nu a confirmat deocamdată valoarea taxei. România nu va mai avea capacitate de depozitare a gunoiului în aproximativ 3 ani de zile, în condițiile în care capacitatea țării este de 18 milioane de tone. Coaliția pentru Economie Circulară solicită premierului Viorica Dăncilă retragerea proiectului de guvern privind regimul deșeurilor, susținând că acesta nu poate fi adoptat în actuala formulă, întrucât este neconstituțional și creează condiții pentru blocarea comerțului. Potrivit membrilor CERC, actul normativ nu ține cont de recomandarea Comisiei Europene privind elaborarea unei strategii pe termen lung, astfel încât toți jucătorii să aibă o cât mai mare vizibilitate și să le fie protejate investițiile pe termen lung în infrastructură, instalații și inovații. Ne pregătim pentru cele mai geroase zile de martie din istoria măsurătorilor. Bestia din est, cum a fost numit valul de aer polar care afectează întregul continent, va lovi nordul și estul țării cu viscol și ninsori abundente. Duminică temperaturile scad cu până la 20 de grade, ținuturi întinse din țară sunt sub ape, iar cealaltă parte se pregătește de iarnă în mijlocul primăverii. În 24 de ore au fost emise 4 coduri roșii de inundații. Acum au rămas în vigoare unul galben și unul portocaliu pentru bazinele hidrografice din sudul, centru și estul țării. Dacă în unele zone din țară ploile fac ravagii, la munte ninge abundent. În weekend, în aproape toată țara, se întoarce iarna.